care este povestea acestui oraș? Este cea pe care o scriem împreună zi de zi. Ea ne dă ambiția și puterea de a merge înainte. În această poveste, Bucureștiul este casa noastră și avem puterea de a-i face pe toți să se simtă acasă. Noi știm cel mai bine ce simțim când pășim pe aceste străzi. Și mergem în aceeași direcție pentru că orașul acesta este special. Pasajul supra Tăran Basara face legătura între Bulevardul Titulescu și șoseaua Grozăvești, întregind inelul principal de circulație al municipiului București. Utilitatea pasajului este mai mult decât evidentă, el realizând legături rapide între cartierele din nord-vestul capitalei și atrăgând totodată un trafic de peste 80.000 de mașini zilnic. La începutul anului 2009, stadiul fizic al lucrării era de 15% și în doar 2 ani și 2 luni am reușit să realizăm întreg pasajul. Pasajul Basarab a pornit ca o necesitate și a devenit în același timp un simbol al orașului. Ultimii 2 ani din istoria spitalului nostru însumează dotări care cred că depășesc de câteva zeci de ori tot ceea ce s-a investit în spital în ultimii 30 de ani, 35 de când eu lucrez în acest spital. Deci în acești ani, la noi, pentru că mă refer la Spitalul Carol Davila în special, s-au construit 2 corpuri noi de clădire. Practic s-a dublat capacitatea, suprafața spitalului. Dar ceea ce e mai deosebit, mai specific și mai spectaculos este investiția în dotări medicale. S-a făcut foarte mult, în special în ultimii 2 ani. S-a schimbat total fața spitalului. Oameni care cunosc această unitate de ani sau de zeci de ani vin și ne bucură extraordinar cu aprecierile pozitive. Sunt, de fapt, pacienții care sunt beneficiari acestei minune, acestei schimbări extraordinare în bine și care, în acest fel, ne mulțumesc. Și cred că nu există satisfacție mai mare decât să știi că ai fost ajutat să poți realiza un lucru deosebit, un lucru care contribuie pe undeva la ameliorarea suferințelor fizice și psihice ale pacienților care îți sunt în grijă. Suntem una din cele 102 școli care sunt în proiectul de reabilitare cu finanțare de la Primăria Generală a Capitalei și Banca Europeană de Investiții. Pentru că în București acest proiect a durat foarte mult, din 2001 până în 2008, fără să se vadă rezultate, nicio școală din acest proiect nu era începută în momentul respectiv. Știu de la colegii mei, de la directorii acestor școli, care și-au pierdut încrederea, practic, la momentul acela în proiectul BEI. După ce domnul Oprescu a devenit primar general al Capitalei, programul a început să funcționeze în parametrii normali și în momentul de față am cunoștință că 90 de unități de învățământ, grădinițe, licee, colegii, școli speciale sunt finalizate. Ca business cu centru istoric cochetăm proate de 8 ani, dar pot să zic că am trecut prin toate fazele Bucureștiului sau centrului vechi.
Și cred că am reușit cumva să depășim foarte multe lucruri de afară. Dacă e să așa, la ce vedem în ultimii 3 ani în centru istoric, cel puțin pe partea asta de entertainment, eu zic că stăm bine. De când am vrut să venim în centru istoric, ne-am gândit, am sperat, se va dezvolta și va crește și ne va permite să ne dezvoltăm și noi business-ul la niște standarde la care speram, adică cât mai aproape de ce vedem și noi pe afară. De la pionieratul primelor baruri, după aia la 2 rânduri de șantier și n-aș fi avut curaj, adevărul e că bucurăm să-mi las soția să meargă pe străzi pe aici. Da, de 4 ani de zile încoace se vede clar o îmbunătățire și nu mai poate să vină oricine în deplină siguranță. În ultimii 4 ani, adică dacă aș face o paralelă între cum era centru acum 4 ani și cum e acum, diferența este enormă. Unu, am sentimentul că Bucureștiul a întinerit și la propriu și la figurat. Că tineretul a ieșit cumva la suprafață, și la propriu și la figurat. Eu cred că ei ieșeau pe undeva, dar de fapt nu ieșeau, ei intrau, se duceau pe undeva, până subsoluri, până tot felul de cluburi obscure. Acum au ieșit la suprafață. Uitați-vă în centru istoric și o să vedeți că este arhiplin, sunt terasele, nu mai ai pe unde să treci. Faci așa un slalom printre mese, toată lumea stă afară. Asta mi se pare un lucru bun. Chiar cred că era nevoie să se intervină în teatre. Uitați-vă cum arată sala Teatrului Mic, Teatrul Bulandra, ambele săli. Teatrul de comedie, noi avem o sală nouă, ba chiar 2, dacă luăm în considerare și spațiul de lângă magazinul Unirea. Ce să spun? Publicul se bucură de confort? Nu știu, arată mai bine, eu mă simt mai bine când vin la teatru. Stăteam în niște cabine care avea un aspect de igrasie, ca să spun așa. Mă simt mai bine, mai confortabil, mai uscat și mai plăcut. Sunt mai creator, ce să mai vorbim. Eu m-aș muta în centru istoric. Aș dormi în cabină. Vedem cu ochii noștri câte lucruri am schimbat. Vedem că se poate. Eu am apreciat faptul că încă de la bun început, mă refer la legislația actuală a primăriei, am fost căutați pentru a ne aduce o contribuție la problemele majore și suntem implicați cam în toate proiectele majore ale capitalei de urbanism. Șansa a fost să avem într-un fel de o derulare a proiectului și a execuției pe timpul mandatului actualului primar și eu cred că cu o anumită delicatețe, care pleacă de la faptul că bănuiesc că este universitar sau că se cunoaște climatul universitar, lucrurile au fost foarte, foarte omenești și foarte normale. Fiindcă contează în general pentru un arhitect, pentru un proiectant, nu mai spun pentru constructor, acest parteneriat de înțelegere și de accepțiune a profesionalismului. Adică nu-i nevoie să te cunoști că ești foarte cunoscător în domeniul arhitecturii, că nu ești cunoscător și nu te cunoști, cam așa. Că noi avem multe, multe ocazii să constatăm implicarea neaveniților în fenomenul de arhitectură. N-a fost cazul. Sigur, am fost fascinat de interesul oamenilor. Pe mine m-a fascinat și mai ales că ideea de a chema oamenii înainte de deschidere în 2 vizite preliminare a fost excelentă, pentru că lumea s-a obișnuit, curiozitatea a fost într-un fel astâmpărată. Și atunci, când am ajuns și am văzut un stadion prins în spectacol, pentru că stadionul în sine a fost un spectacol, înaintea spectacolului sportiv propriu-zis, eu personal am fost extrem de satisfăcut. Nu am termene de superlativ, în general noi în meseria noastră suntem mai precauți în afirmarea, dar m-a fascinat publicul. Publicul se simțea onorat, era o chestiune care o simțeam eu, ce vreți mai mare satisfacție. Prin construirea acestui stadion, eu zic că am intrat în rândul capitalelor europene. Consider că avem un stadion cu care ne putem mândri, avem posibilitatea să organizăm anumite evenimente de importanță majoră în Europa și ar trebui să fim mândri de acest stadion pentru că
ne duce acolo unde ne-am dorit dintotdeauna să fim, și anume în Europa, cea care contează. Et ensuite, je voudrais dire que le stade est magnifique. Vraiment, c'est un superbe stade de 52 000 places. Et je voudrais féliciter le maire de Bucarest avec qui nous avions fait un accord il y a quelques années en disant si un jour, dans l'intérêt du football roumain, un très beau stade à Bucarest, nous amènerons la finale de l'Europa League. Dacă vorbim de finala Europei League, care o vom organiza pe 9 mai, primul criteriu este acela de a avea un stadion la acele standarde care să ne permită să organizăm un eveniment atât de important cum este acesta. Deci este extrem de important în primul rând să-l ai, noi îl avem și avem posibilitatea să organizăm această finală mult dorită și mult așteptată de către toată lumea. Aceasta este povestea noastră. Și nu ne oprim aici.